Bună ziua! Vă mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre. Organizăm această conferință de presă pentru a condamna încercările industriei de tutun de a spori accesul copiilor și adolescenților la produse de tutun. Prin intermediul deputatului PPMist Simeon Grișciuc, se încearcă acest lucru. Dumnealui a depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care solicită abrogarea prevederilor care au intrat în vigoare acum la 1 ianuarie 2019, prevederi care interzic comercializarea produselor de tutun de către unități comerciale care au o suprafață mai mică de 20 de metri pătrați în apropierea instituțiilor de învățământ și a instituțiilor medicale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, la modul practic, gheretele care sunt amplasate în imediata vecinătate a școlilor, a grădiniților, a instituțiilor medicale, nu au dreptul să comercializeze produse de tutun, așa cum se întâmpla până la 1 ianuarie 2019. Situația este gravă pentru că studiile demonstrează că circa 22% din tinerii care cumpără țigări astăzi o fac prin intermediul gheretelor. Și în Chișinău sunt amplasate la moment circa 400 de gherete, unde acest lucru este în continuare posibil. Considerăm că încercările domnului Grișciuc de a abroga aceste prevederi sunt extrem de grave. Dumnealui, evident, reprezintă interesele industriei de tutun. Nu este prima dată când încearcă să submineze prevederile legii privind controlul tutunului. A mai depus și în iulie 2018 o sesizare la Curtea Constituțională prin care a cerut atunci ca să fie prelungit termenul până când producătorii de tutun poată vinde pachete de țigări fără toate avertismentele de sănătate explicit indicate acolo. Atunci acea sesizare a fost declarată inadmisibilă de către Curtea Constituțională, dar acum există riscul ca sesizarea depusă de către dumnealui să fie acceptată. Examinarea sesizării va avea loc pe 8 aprilie 2019, deci lunea care vine. Respectiv, noi am decis să facem această conferință de presă pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la încercările domnului Grișciuc, încercările repetate ale domnului Grișciuc, de altfel, de a submina legea privind controlul tutunului și de a promova interesele industriei de tutun. Situația în Republica Moldova, per ansamblu, la acest subiect este una gravă. Ne costă foarte mult și din punct de vedere financiar și din punct de vedere a sănătății cetățenilor consumul de tutun, dar o voi invita pe colega mea să ofere mai multe detalii cu privire la situația la moment la acest subiect. Bună ziua! Cunoaștem cu toții că consumul de tutun este una din cauzele majore de îmbolnăvire și de mortalitate în întreaga lume. Este de știut că speranța de viață a unui fumător este cu 5-20 de ani mai mică. Există un interval de timp între expunerea la fumat și declanșarea bolilor provocate de tutun. În Republica Moldova, ca și la nivel mondial, este îngrijorătoare răspândirea fumatului în rândurile adolescenților, dar și mai gravă în rândurile copiilor cu vârste din ce în ce mai mici. Date relevante raportate la cei puțin peste 3,5 milioane de locuitori ai Republicii Moldova vorbesc despre gravitatea acestei probleme. Se estimează că în fiecare an peste 5500 de persoane decedează prematur din cauza bolilor provocate de către tutun și mai mult de 4000 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani și 701.000 de adulți cu vârstă peste 15 ani continuă să utilizeze tutunul în fiecare zi. De asemenea, costul economic al fumatului în Republica Moldova este de 3.353 milioane lei. Acestea includ costurile directe legate de cheltuielile în asistență medicală și costurile indirecte legate de pierderea productivității datorită mortalității și morbidității precoce. Dintre elevii care consumă zilnic tutun, jumătate din acestea cumpără țigări în unități comerciale. Punctele de vânzare sunt utilizate de companiile de tutun pentru a recruta tineri în rândul fumătorilor și pentru a îndemna adulții care au abandonat fumatul să-l înceapă din nou. Amplasarea unităților comerciale care comercializează produse de tutun și produse conexe în apropierea instituțiilor de învățământ și în apropierea instituțiilor medico-sanitare este un instrument de
promovarea fumatului printre tineri și este un instrument de menținere a fumatului printre pacienți. În Republica Moldova, numărul și densitatea unităților de comerț cu amănuntul, inclusiv cele care comercializează produse de tutun în rază de 200 de metri de lângă instituțiile de învățământ, este cu mult mai mare decât în alte țări. Astfel, copiii noștri sunt mult mai expuși publicității produselor de tutun în unitățile comerciale cu amănuntul și au acces la tutun în mod special în gherete. În sesizarea sa, domnul Grișciuc sugerează că actualele prevederi ar fi discriminatorii în raport cu magazinele mai mari. Am să-l rog pe domnul Rodion Gavriloi, activist civic și membru al Consiliului Național Coordonator în domeniul controlului tutunului, să explice în detalii de ce acest argument este unul găunos. Mulțumesc! De unde au apărut aceste 20 de metri a unității comerciale în care nu este permisă comercializarea produselor de tutun comparativ cu acele magazine sau supermarketing în care este posibilă comercializarea produselor de tutun? Conform unui nomenclator din legea care a fost aprobat de către guvern conform legii privind comerțul interior, se indică că un magazin în care este posibil a comercializa, a stoca marfa, sunt anumite spații adiacente, un grup sanitar, aceste magazine sunt peste 20 de metri pătrați. Ghiretele, pavilioanele, teșghelele sunt niște unități comerciale mobile, respectiv în acestea nu este posibil a comercializa produse în tutun. Așa s-a întâmplat istoric că, practic, în toate localitățile de Republica Moldova, eu spun de localitățile rurale, prin sate sau în comune, un anumit magazin în care sunt vândute, practic, orice fel de produs pentru cei din sat, este amplasat în zona centrală, în zona în care se află și primăria, și școala sau grădinița, respectiv este unicul, într-un fel, centru comercial al localității și este de obicei peste 20 de metri pătrați. Avem oare noi alte legi în care este indicată această prevedere legislativă legată de 20 de metri? Este în legea 1100 din anul 2000, care reglementează comercializarea produselor alcoolice. Deci produsele alcoolice, deja de 18-19 ani, sunt interzise de a fi comercializate în gherete, adică în spații comerciale până la 20 de metri pătrați. Deci, luând această prevedere legislativă, s-a acomodat și prevederea privind tutunul. Ce se va întâmpla în cazul în care Curtea Constituțională va declara neconstituțională această prevedere legislativă? Aceasta înseamnă că va urma următoarea sesizare de la vreun deputat sau prin vreo instanță de judecată care va pune la îndoială că produsele alcoolice nu vor putea să fie comercializate în gherete. Respectiv, există riscul că noi vom avea gherete cu tutun și cu alcool. Și eu nu spun acum de produsele de bere, eu spun de produsele alcoolice tari, care ar putea să fie vândute în gherete, în preajma instituțiilor medico-sanitare sau de învățământ. Acum, noi am făcut un studiu în Chișinău, noi am depistat 350 de gherete, care sunt în rază instituțiilor medico-sanitare sau de învățământ, la o distanță de 200 de metri. Am expediat mai multe petiții la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, la poliție și la autoritățile publice locale. Sincer să vă spun, cu autoritățile publice locale este acum greu de a lucra, deoarece ei sunt, cred că, mai mult interesați de partea economică. Însă, noi trebuie să înțelegem că locurile de muncă nu pot fi făcute din contul sănătății. Iar faptul că noi acum vom avea, statul va avea un anumit câștig din partea impozitelor sau accizelor din vânzare de produselor de tutun, pe de altă parte, în termen lung,
cum a spus și doamna deputată, vom avea mai multă populație bolnavă din cauza produselor din tutun. Respectiv, noi va trebui să cheltuim mai mulți bani pentru a trata aceste persoane care în acel moment nu vor lucra și evident că nu vor putea să plătească impozite. Bine, și pe final am vrea să concluzionăm cu următoarele solicitări. După cum ziceam, toată problema este cauzată de această sesizare la Curtea Constituțională pe care a depus-o domnul Grișciuc, respectiv sperăm că măcar în ceasul a 12-lea dumnealui își va retrage sesizarea la Curtea Constituțională. Poate să o facă până luni. Pe lângă asta ne adresăm și domnul Iurie Leancă, care este șeful de partid a domnului Grișciuc și care incidental este și președintele Consiliului Coordonator responsabil pentru reglementarea tutunului în Republica Moldova. Deci cumva domnul Leancă este persoana responsabilă ca să asigure că tutunul nu este comercializat ilegal și în dăunarea sănătății cetățenilor în această țară. Respectiv, facem apel la dumnealui ca să discute cu colegul său de partid și să-l convingă să-și retragă cererea sau cel puțin să se disocieze public de el, dar cel mai bine ar fi ca acest Consiliu Național Coordonator în domeniul controlului tutunului să vină cu o opinie către Curtea Constituțională și expună poziția sa referitor la sesizarea depusă de către colegul său de partid. Și nu în ultimul rând ne adresăm și primarului capitalei Ruslan Codreanu, care este la fel membru a partidului PPME, ca să facă tot posibilul pentru a pune în aplicare prevederile legii. Deci ceea ce poate face primăria la moment este să meargă la fiecare gheretă din Chișinău și să aplice câte o amendă în cazul în care se depistează acolo comercializarea produselor de tutun. După cum am menționat, Rodion, sunt 350 de astfel de gherete în Chișinău, care cad sub incidența legii, respectiv, de mâine, de fapt de la 1 ianuarie 2019, primăria putea să meargă la fiecare dintre aceste gherete și să aplice câte o amendă, suma cărei ajunge până la 15.000 de lei. Ar fi bine pentru bugetul municipal, ar fi bine pentru sănătatea publică și mai mult ca atât, primăria ar respecta legea. Respectiv, asta sunt solicitările noastre, domnul Grișciuc să-și retragă cererea, domnul Leancă să vină cu opinii către Curtea Constituțională din partea Consiliului pe care îl prezidează, iar domnul Ruslan Codreanu, toți trei fiind membri PPME, vicepreședinte în cazul de față, să pună în aplicare prevederile legii și sancționeze toate gheretele care la zi comercializează produse de tutun în apropierea școlilor și a grădinilor. Vă mulțumim dacă aveți anumite întrebări. Mă refer la pachetul de lege antioligarhic. Dacă ne puteți spune care este soarta acestui pachet și dacă blocul acum va lansa invitații repetate pentru deputați la negocieri. Pachetul de lege este înregistrat, după cum cunoașteți. Urmează să fie examinat în momentul în care va fi constituit toate organele Parlamentului. Măsura în care blocul acum va lansa sau nu va lansa invitații repetate către deputații Parlamentului Republicii Moldova, va fi făcut public cât de curând. Vreau să vă întreb dacă vă cheamă repetat Partidul Socialiștilor din Republica Moldova la discuții, ce veți face? Și în continuare, care sunt pașii pe care va întreprinde blocul? La momentul de față așteptăm doamna Zinaida Grecean și domnul Dodon să revină de la Moscova. Așteptăm declarațiile dumnealor după vizita pe care au întreprins-o. Reiterăm disponibilitatea noastră de a discuta despre pachetul oligarhic, antioligarhic cu toți deputații din Parlamentul Republicii Moldova care sunt interesați să elibereze statul din captivitate. Spre vizita domnului Igor Dodon în Rusia, mai ales că are loc după câteva zile de la negocierile între PSRM și PDM. Domnul Dodon își face propria agendă, nu vom comenta acest subiect. Și încă o întrebare, dacă ați convins pe cineva din deputații celorlalte partide să susțină candidatura Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase la funcția de premier și speaker, dacă ați purtat dialoguri pe intern, așa? Noi ne-am angajat întotdeauna toate dialogurile pe care le purtăm să fie publice și transparente. Ați văzut că și invitația pe care am făcut-o pentru toți deputații din Parlament a fost o invitație publică cu participarea presii, respectiv toate discuțiile pe care le purtăm maxim transparent. Dacă dumneavoastră ceva nu cunoașteți, este pentru că nu am făcut lucrul ăsta public. Cu alte cuvinte, tot ceea ce facem este reflectat public. Deci nu s-a întâmplat.
Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și cum vedeți, ce părere aveți despre mesajele care sunt venite de la Moscova în ceea ce ține de faptul că Kremlinul nu i-ar permite lui Igor Dodon ca socialiștii să facă alianță cu democrații, pentru că de altfel și-ar putea retrage sprijinul pe care îl oferă în prezent? Asta ține de relația PSRM-ului cu Moscova, respectiv rămâne la latitudinea lor să se pronunțe pe marginea acestor declarații și a măsurii în care aceste declarații influențează deciziile pe care le ia PSRM-ul. Am văzut și eu, ca și dumneavoastră, acele reportaje care au fost făcute public. Se pare că există o anumită presiune care este exercitată de către anumite elemente din Federația Rusă. Dar de ce credeți că Rusia și-a dorit ca socialiștii să facă alianță cu cei din blocul acum și nici acum democrație? Cred că este cel mai bine să întrebați acest lucru reprezentanții Federației Rusă aici în Republica Moldova, este ambasada, cred că i-ar putea să răspundă la această întrebare. După cum v-am spus, săptămâna viitoare urmează să anunțăm care vor fi următoarei pași pe care îi vom întreprinde noi și rămâne de văzut care vor fi reacțiile celorlalți deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, un grup civic a venit cu un apel către acum de a face coaliție cu PSRB pentru votarea pachetului de dezoligarhizare. Cum răspundeți acestui apel? Noi am zis asta și ieri, ne bucurăm că reprezentanții societății civile apreciază inițiativele noastre și încă o dată reiterăm apelul nostru către toți deputații din Parlamentul Republicii Moldova de a susține acest pachet de legi dacă își doresc cu adevărat eliberarea statului din captivitate. Dacă aveți poate întrebări referitor la subiectul conferinței. N-am înțeles. Mersi.